dintre cel mai familie Crăciun, am cunoscut-o foarte bine pe Olimpia Crăciun, deși diferența între noi era mare ca vârstă, pot să spun că am fost prieteni apropiați cu ea și cu nepoatele ei, unele nepoate. Și am destule amintiri spuse de Pia Crăciun. În primul rând, făcuse din casă și din curte un adevărat paradis. Mi-a spus odată că treceam doctorul Miron Cristea, primul patriarh român, pe șosea și văzând clădirea asta superbă, a oprit mașina și cu suita lui, a năvălit în curte, le-a surprins pe fetele Crăciun și ce-a cerut voie să viziteze locul ăsta pe care l-a binecuvântat. Aveau colecții de pictură, de artă populară, de artă orientală, voiau să lase clădirea orașului ca muzeu. N-a fost să fie așa, a rămas însă în amintirea câmpinenilor ce lume bună au venit la surorile Crăciun. Au fost foarte apropiate cu actrița Elvira Godeanu, o să revin imediat la ea, și cu cea mai mică fică a reginei Maria, care împreună cu mama ei, principesa Ileana, venea să-și comande costumele naționale pe care le purtau la festivități, la fetele Crăciun. Aici este o fotografie a principesei Ileana, pe care noi o știm cu numele de Maica Alexandra, pentru că s-a călugărit într-o mănăstire, a întemeiat o mănăstire ortodoxă în America, cu 40 de călugărițe, e semnată și datată 1941. Se vede ce femeia a fost foarte frumoasă și distinsă. Însă mult mai apropiate, prietene, de viață, a fost cu mare actriță Elvira Godeanu. Am întâlnit-o la familia Crăciun, m-a onorat și pe mine să vină odată să mă viziteze. Am fost la ea acasă. Casa era un apartament lângă Biserica Albă, care e pe calea Victoriei, vis-a-vis de sediu pe care l-are Unitero acum, unde Nicu Ceaușescu avea o reședință, și peste drum e un bloc făcut de arhitectul Emil Prager, unul din mari constructori ai Bucureștiului, soțul Elvirei. Casa te impresiona prin picturile pe care o arăta pe actriță în diferite ipostaze.